Să spunea domnul primar, din păcate, deci am avut la dispoziție bani europeni și municipiul Bacău a avut la dispoziție bani europeni. Cheltuim astăzi din bani europeni. Cu permisiunea dumneavoastră, revin la subiectul sensibil al epuizării capacității de depozitare în celula 1 și fac prin intermediul acestei ședințe un apel public către singurul UAT din județul Bacău, care riscă să ne pună într-o situație de criză pe absolut toți. Și din păcate, fără a fi vreo vină prezentă în această sală, municipiul Bacău va avea cel mai mult de suferit, pentru că băcăoanii suntem cei mai numeroși. Aici se generează cele mai multe deșeuri. Și nu ne putem permite nici măcar o săptămână să rămânem cu deșeurile în oraș. Dacă sunt nevoie de explicații punctuale asupra cuantumului cotizației, o să vă spun încă o dată că aproape întreaga sumă care vine din partea municipiului Bacău va fi cheltuită pe ceea ce înseamnă refacerea documentației de atribuire. Această documentație de atribuire, domnule primar, doamnă și domnul consilier, a existat. A fost făcută din fonduri europene. Însă, din păcate, pentru toți cei prezenți în sală, ne-a fost trimisă cu foarte mare întârziere. Și când spun acest lucru, vorbesc de un decalaj de aproape 7 ani de zile. Și în momentul în care am primit-o, nu mai era utilizabil. Acesta este și motivul pentru care, pe de o parte, există această creștere a cotizației. După cum vă putea remarca și toate celelalte unități administrative teritoriale, dar în special Consiliul Județean Bacău, au aprobat cuantumul de cotizație mărit. Dați-mi voie să vă mulțumesc și pentru faptul că ați avut amabilitatea de a aproba proiectul de hotărâre prin care puneți la dispoziția asociației din care faceți parte spațiu într-o clădire alăturată. Sper că mesajul pe care îl transmit, și vă rog să-mi înțelegeți îngrijorarea legată de faptul că riscăm ca în curând, și vorbim de un interval de săptămâni spre luni, întreg județul Bacău, ca aflându-mă sala de ședința Consiliului Local Bacău, trag un semnal de alarmă în ceea ce înseamnă riscul unei situații de urgență legate de depozitarea deșeurilor și solicit concursul, indiferent că vorbim de componentă politică sau chiar personală în deblocarea acestei situații. Avem două posibilități. Fie o ipoteză chirurgicală, pe care, deși nu-mi face plăcere, pentru că la urma urmei este vorba de acordul unui Consiliu Local, acord pe un rezultat al unei licitații la care a fost încuternicis de chiar acel Consiliu Local să o ținem, repet, fac apel la orice posibilitate de sprijin. Pentru a nu ajunge în situația în care ADIS-ul să excludă unul dintre membri. Vreau să fiu corect înțeles. Niciodată în activitatea pe care o desfășor, nu voi permite să privesc prin prisma vremelniciei funcției mele sau și aici aș vrea să nu fiu înțeles greșit. A faptului că, la un moment dat, o anumită persoană este primar al unui oraș. Există o componentă politică importantă în Consiliul Local care dă o majoritate, dar care riscă să blocheze un întreg județ. Sper să fiu corect înțeles în demersul meu. Nu există niciun fel de conotație politică a ceea ce spun. Îndrăznesc la să trag un semnal de alarmă asupra unui risc pe care îl înfruntăm cu toți. Vă stau la dispoziție, dar de obicei, cu orice alte informații suplimentare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule director, domnul primar, domnul Mărescu. Vă mulțumesc, domnule director. De obicei, ați avut o prezentare foarte corectă și foarte justă. Dar îmi permit, din ipostaza noastră, fiind un tehnician, tehnocrat, până la urmă, permit eu, ca politician, să fac o sinteză. Sau nu ca politician, ci ca decident politic al unui oraș care este, într-un fel sau altul, pus în pericol. Făcând această sinteză, se poate înțelege în felul următor și vreau să mă corectați dacă greșesc. 1. La momentul în care se desfășura ședința de Consiliu Local data trecută și cineva ar trebui să ne explice ceea ce ne-ați explicat dumneavoastră acum. Erați plecat la Comănești, nu?
Doi, acel Consiliu Local, care în momentul de față blochează activitatea AVIS, este Consiliul Local Comănești, care AVIS-ul, deși are contract semnat, are contract, are licitație adjudecată. Un operator al noi gropi de gunoi, pentru noua celulă 2. Există un singur membru AVIS care nu vrea să înțeleagă din rațiuni care dincolo sunt dincolo de puterea normală de înțelegere. Și acel Consiliul Local este Comănești. 3. Soluția chirurgicală înseamnă ca ADIS-ul, asociații din care fac parte toate UAT-urile din județul Bacău, să dea afară, ca pe o măsea stricată, acești oameni care nu reacționează decât într-o cheie pur politică sau pur economico-politică, nu pot să-mi dau seama. Sau, poate, că acest Consiliu Local îi se dă, până la urmă, de către Dumnezeu, mintea omului cea de pe urmă și înțelege faptul că pune în pericol, și repet, pune în pericol starea de sănătate a populației. 4. Banii europeni pe care municipiul Bacău ar fi trebuit să-i utilizeze cu cap, se referă la acea documentație privind scoaterea la licitație a colectării și transportului, documentație care nu a fost prezentată la timp de către municipiul Bacău, a fost prezentată doar din momentul în care s-a schimbat puterea politică și administrativă. După cum bine știți, s-a făcut un contract de prelungire a delegării în 2013, care comportă o serie de elemente de legalitate. 5. Contribuția pe care dumneavoastră o solicitați într-un cuantum crescut în momentul de față, de la Consiliul Local al municipiului Bacău, comportă o creștere pentru absolut toate comunele și orașele și municipiile din județul Bacău. Dar trebuie să fim și foarte sinceri, să-mi spuneți dacă crește sau nu, mare parte a acestei creșteri de cotizație, pentru a răspunde tuturor celor care au dubii și semne de întrebare cu privire la înțelegerea și posibilitățile de înțelegere a unora sau altora cu privire la aceste raționamente ale serviciilor municipale, deci creșterea, de această creștere și de acest quantum crescut, vor beneficia cu preponderență Bacăul și cele 22 de comune, care vor beneficia de asistență tehnică și de o licitație așa cum trebuie, pentru colectare și transport. M-am făcut, am înțeles bine, domnul director? De obicei, da, domnule Dumnezeu. Am urmărit cu foarte mare atenție. Mă gândeam totuși din discursul meu destul de lung. Poate ați omis ceva, nu? 100%, 100% corect. Mă bucur că mi-e poate și îngrijorarea de discuții. Și sper că împreună să reușim. În caz contrar, cu permisiunea voastră, o să am așteptarea, așa cum și la studiul de oportunitate, Consiliul Local Bacău a fost prim și Adaton, la fel cum la contractul cu Ecosud, Consiliul Local Bacău a fost prim și Adaton. Și dacă vom ajunge în situația excluderii unui membru, să beneficiem de aceeași înțelegere, pentru că absolut tot ceea ce facem este transparent, în litera legii și a statului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și noi. Domnul viceprimar Stivus. Da, din păcate, întrebarea care urma să fie atins-o domnul primar, semn că ne înțelegem încă și gândim la fel. Dar eu aș vrea... Gândim la fel, iubim la fel. Eu am o vârstă și nu mai suport termenele lungi. Acum vine întrebarea. Ca procedură. Știu, e vorba de o atingere comunistă, a spus-o domnul primar, trebuia să o spuneți dumneavoastră, fără nicio reținere. Ne frânează acest proiect. În cât timp îi puteți elimina sau ce puteți să faceți să deblocăm situația, mai ales că e vorba de o intervenție europeană și vă rog să țineți cont că celula 1 nu poate funcționa mai mult de o lună. O spun cu toată seriozitatea. Suntem într-un mare pericol. Trebuie, până la urmă, depozităm tot gunoiul în municipiul Bacău. E chiar o mândrie pentru noi să aducem viitor județul Bacău să fie groapa de gunoi al județului. Faceți demersurile urgentați, îl licitați și dați drumul la celula 2. De asta, voiam să știu, condensat, așa să spuneți de două vorbe, ce presupune eliminarea unui acel poate dacă nu se aliniază la asociație. Că până la urmă, sau ce sancțiuni pot apărea. Mulțumesc. Vreau să vă spun, noi, grupul PMP, vom vota la acest proiect.
Apreciez, mulțumesc. Sper că să existe consens pe tot ceea ce înseamnă activitatea DIS-ului. Ca să fiu foarte scurt, este nevoie de aprobarea prin hotărâre de Consiliu Local a modificării statutului și actului constitutiv al asociației și aprobării excluderii UAT Oraș Comunic din cadrul asociației pe motivul statutar, prevăzut de articolul 12, alineatul 4 din statut. Este vorba despre cazul în care Unitatea Administrativă Teritorială, prin Consiliul Local, nu aprobă contractul de delegare, ci urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat câștigător. Aveți nevoie și de acordul celorlalți membri ADIS? Da, da, da. Da, e da, mai complicat? Da, în 23 de ședințe, 93 de ședințe și... Însă, dovezile de încălcare și de încadrare în prevederile statutare sunt clare, deși există componentă emoțională pe un vot politic. Vorbim de o situație obiectivă care riscă să denatureze pentru întreg județul. De aceea încep să devin, din punct de vedere tehnic și personal, adeptul intervenției chirurgicale. Dar absolut totul trebuie supus aprobării celor 93 de consilii locale membre în ADIS. În altă ordine de idei, riscul pe care l-a subliniat domnule viceprimar, sunt conștient de el. Cred că în acest interval scurt de timp, dacă săptămâna viitoare vor fi transmise de la ADIS proiectele de hotărâre, se vor aproba de către consiliile locale din județ. Și sper totuși ca până luni să avem un semnal favorabil din partea Consiliului Local Românești, în condițiile în care astăzi a fost transmis ultima adresă, să spunem, amiabilă. E, și cred că vă dați seama, e o situație de nedorit. Dar întotdeauna voi gândi. Sunt 20.000 de locuitori în acel oraș, care au nevoie, la fel ca și noi toți ceilalți, de depozitarea deșeurilor. UAT Oraș Comănești va avea de plătit enorm de mult. Vorbim de investiții realizate prin proiect, prin proiectul finanțat pe post-mediu, de peste 1,5 milioane de euro de care a beneficiat Comănești exclusiv. Vor da banii înapoi. Conturile vor fi blocate de Ministerul de Finanțe până la acoperirea integrală a sumei. E o situație cu multiple componente. Inclusiv de natură penală. Da. Pentru că nu uitați ceea ce vă spun. În 2014 am fost mandatați de către toți membrii ADIS să susținem această licitație. Am finalizat-o prin desemnarea câștigătorului în 2017. Timpul nu mai este un aliat, mai ales în condițiile utilizării celulei 1. Sper că acest discurs a fost suficient pentru eventualitatea în care, doamnelor și domnilor consilieri, veți primi la mapă un proiect de hotărâre legat de acest subiect.